ce s-a încălzit. Mamă, au fost câteva, deja e bine. Bună seara, domnilor și domnilor. Astăzi, la Ireal, vine o legendă vie a fotbalului. Okay. Oh, Doamne, ferice, slavă Domnului că e vie, că dacă nu era, tu să-i seama ce amende ne luam. Eu zic să te abții astăzi, pentru că este un fel de chelu al fotbalului. Ah, adică este dur și fermecător în același timp? Nu cred. Ce ai făcut? Ce ai făcut de vorbești așa? Textul? Eu asta nu e scris. De scris făcut ceva? Auzi? Da. A venit și el în cabină la tine? Măi, Andreea, serios, Doamne ferește, dar mă jignesc să știi, dar ce impresie ai despre mine? Eu am fost la el în cabină, dar nu era acolo. Am vrut să-ți aduc mâncarea, Cătălin, dar nu era acolo. Ce bine sună, am vrut să-ți aduc mâncarea, de ce? Cine, cine a făcut refuz de hrană? Tu ai făcut, dar știi, eu îmi doresc în viața asta să fiu ca tine, pentru că tu ești un parazit pentru societate, adică așa cum eu parazit. Dacă ai venit să distrugi emisiunea, să știi că ai venit prea târziu. Bun. Să revenim la invitat. Este un portar care a apărat culorile echipei naționale. Portarul ale... la umor. Veșnicul portar, scuze. Stai mă, lasă oamenii. Culorile echipei naționale și ale unor cluburi de top. Da, a ajuns chiar până la Astra Ploiești. Nu, deci nu, crede-mă, nu e bine ce faci, nu e bine. Da, e un om puternic, e ca un cutremur invitatul nostru, adică are foarte multe replici, zic să te reții un pic, da? Da. A fost portarul naționalei la două campionate europene și două campionate mondiale. Băi, lasă. Da, apropo de asta, tu știi că mie mi-a zis tata că la un mondial a ieșit la o centrare și n-a ajuns la minge? M-am prins. Adică el practic a ieșit la centrare la 2-1 și s-a întors în poartă la 2-2. Da. Florin Prunea. Este portarul cunoscut pentru faptul că a calificat naționala Suediei în semifinale. Da. Ce știi asta tot? Este cel despre care se spunea cu mândrie: intri tu să aperi când nu vrea Stelea. Stelea Popescu? Nu, deci tu cum scoți la întâmplare numele? Nu e Stelea Popescu, Oana. Oana Popescu? Cică Popescu. Nu Oana el, Oana tu. Oana eu? Hai, îți ajung nicăieri cu tine. Păi dar nici nu ai zis că vrei să ajungem undeva, Andreea. Te rog, potolește-te. Dragii mei, îl chemăm în scenă pe marele portar al anilor 90. Un om care ne-a adus o mulțime de bucurii, dar și de emoții. A dat tot pentru echipa națională a României. Am și eu un prieten care a dat tot. A jucat la Naționala României? Nu, i-a dat tot lui nevastă sa când au divorțat. Măi... E un portar care parcă se teleporta după minge în toate direcțiile și se arunca fără să se menajeze absolut deloc. Era aproape inconștient când juca. Nu, dar să stai puțin, că la mine în cap nu se leagă ceva. Ce? Dacă era inconștient, cum juca? Deci te leg pe dacă... la umor. Nu, o leg pe ea dacă taci. Te leg. Nu, 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 te rog, nu mă lega, te rog. Așa mi-a zis un băiat odată că sunt nebună de legat și eu am crezut că o să mă lege așa cum se leagă frumos în filme. Și el m-a legat și m-a lăsat acolo. Da. Nu, acum chiar am vrea să auzim continuare. E, păi și eu aș vrea să știu continuarea, dar nu mi-o amintesc. Bun, atenție, model de urmat și inspirație pentru multe generații de fotbaliști. Intră acum, bagă Florin Prunea. Domnul Florin Prunea. Bună dimineața. Salutare, salutare! Salutare! Eu sunt bad boy, eu sunt la rău acum, nu? Da. Nu. Păi cam de atunci, din 94, încerc să fac pe la bunul, dar lumea și aduce aminte de... Ți-a adus aminte repede de... Am ieșit la 2-1 și am întors la 2-2. Dar eu știu tot, am aici totul în căpuțul meu. Zic să stați un pic aici în poartă, că are Oana de dat niște penaltiuri. Ok. Domnul Prunea, să știți că eu vă apreciez enorm. Wow. Da, aveți o putere extraordinară. Păi să greșești în fața a 22 de milioane de oameni și apoi să veniți să stați aici pe scaun ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Jos pălăria. Florin Prun. Ei, și după aia primul meci la Galați după o lună cu Dinamo. Dinamo fiind o echipă foarte iubită în România. Știți foarte bine că plecam câteodată cu armata de la stadioane. M-a luat unul din minutul 1. Băi, Florine, și de mamă, și de soră, și de toată lumea. Și la pauză m-am întors la el. Bine, era tot stadionul care mă înjura, dar pe el îl auzeam mai tare. Zic, băi, fratele meu, dar tu mai poți? Băi, mai pot, dar am divorțat din cauza ta, frate. Am aruncat televizorul pe geam și m-a lăsat nevastă. Da. Așa că bad boy, știu acum. Da, eu sunt la rău. Da, dar a apărat 4 penaltiuri în finala Cupei Campionilor din 1984. Nu, nu, nu. Helmut. Atenție, e Helmut Ducadam. Da? Ăla e băiatul bun. A trebuit să reții portarii. Băiatul bun. Dar de ce să rețin portarii? Eu rețin doar atacanții, că mie ăia îmi plac și aia câștigă mai mult. Să știți că îi știu pe toți. Ronaldo. Da, extremele dreapta nu vă plac, doamnă. Știți o extremă dreapta?
Se referă la el, mă. Nu, întreb. A, dreapta. Extrema dreapta. Extrema dreapta noastră. Asta... Știți, extrema dreapta. Asta a și zis. Când? Da, adineauri, când ai spus că hai, las-o, mai. Bun, deci Helmut a jucat la Steaua, Helmut Ducadam, în timp ce Florin Prunea a fost un simbol pentru Dinamo. Păi da, și ce? Și Dinamo București a fost un simbol al pregătirii etene pentru Champions League. Simbolul, simbolul. Hai, mușcă. Mușcă. Era? Atenție, că Dinamo este echipa mea de suflet. Da, știu, dragă, știu, Andreea. Și uite, eu chiar sunt alături de tine și în necazul ăsta. Da, Florin Prunea a fost atacant 3 ani atunci când era copil. Apoi i s-a sugerat, sau mai puțin de 3 ani, de la 7 la 10 ani, acolo, după care i s-a sugerat să stea în poartă. Nu i-a plăcut la început, a fost un lucru însă minunat pentru noi. Pentru că a ajuns un mare portar și prima echipă mare la care a jucat a fost chiar Dinamo. Da, și a jucat 4 meciuri în 3 ani de zile. Sponsorii se gândiseră să-i schimbe echipamentul cu pijama. V-ați dat furată. Eu dacă vreodată o să fiu invitat la Ireal, nu o să merg. O iubesc, Oana. Să știți că nu sunt eu singura care nu se pricepe la fotbal. Lui Nathan Ticu i-am zis înainte că vine Prunea și a zis, o, bem țuică azi. Bun, hai că ne oprim noi, că ne omoară fata asta. Zic okay. Să veniți aici în centru și să ne povestiți lucrurile alea pe care abia le așteptăm noi, că sunt mai importante. Mulțumim că sunteți aici. Păi, cu ce să încep? Cu copilăria. Păi, de exemplu, cum am început să cânt la țambal la 9 ani jumate. Perfect. Bun, la ora de muzică la școala 197 în drumul Taberei, unde eu am copilărit, era celebra bătaie măsura. Do, re, mi... Eu băteam la mișto, că nu înțelegeam nimica. Dar profesoara de muzică zice, stop, opriți-vă. Eu zic, gata, am făcut vreo tâmpenie iară, mă ia de perciuni, mă ridică în sus. Florin, te rog frumos, te duci acasă, la mami și la tati, și le spui că după masă la ora 6 avea repetiție. Repetiție la ce, doamnă? Păi ești în orchestra școlii, gata. Mă gândeam eu, zic, bă, să vezi, îmi dă o vioară, îmi dă acordeonul. Și când mă duc, după ore, mă duc la unde se țineau repetițiile, mi-a pus țambalul de gât, era un țambal din ăla, cu curea din ăla, așa. Băi, dar eram, aveam 9 ani jumate, eram cu țambalul de gât, dacă mă vedea, de-abia... Și zice, îl ia acasă și repeți. Păi, doamnă, cum aș eu cu țambalul acasă? Băi, băiatul, te duci acasă cu țambalul. Și am plecat pe stradă, dar tata îmi povestea după aia. Venise și tata de la muncă și auzea din parcare, auzea, tarangă, da, da, tarangă, da, 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 da. Cine urcă și făcea tata? Bă, se apropia de blocul nostru. Urca pe scări. Și când mă trezesc cu el la ușă, eu cu țambalul de gât. Tata, diplomat de carieră la Ministerul de Externe. Îți dai seama că m-a fost cu țambalul ca nebunit. Ce-i cu ăsta? Mi-a zis doamna să vin acasă să repet, te rog frumos. Bă, și mi-a luat tacurile. Un chimiu, pe la vreo 9 jumate vine. L-am prins și ciugulit puțin și zic, să vezi ce fac, am luat furculițe, ce să-i cânt. Bă, cred că i-am luat vreo, pe vremea aia, 100 de lei, voi știți că a scris, vreo 300 de lei. Și îi cântam și el dădea cu banii în mine. A doua zi, când a văzut tata, du țambalul la școală, nu mai tată, nu mai mă duc la fotbal, eu cu țambalul. Bă, adevărul că îmi plăcea, pe bune. Dar mai știi să cânti acum la țambal? Nu. Știu că se ține cumva așa, știu cum îl țineam. Cu... Așa? Așa, 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 cu degetele astea, adică, da. Da, ca ciuciu. Ciuciu! Și de acolo reflexele, Petru. Dar pe aia cu cioabă? Care? Nu, sărim peste. Cu maestatea. Băi, dar e mișto. Hai, mă, că e mișto, las-o, ba da. Jucam la Craiova și zic, hai să plec până la Cluj după meci. Mă opresc la Sibiu, acolo unde erau sandvișurile și cu cafea. Vă ziceam, cred că și voi erau prea tot timpul acolo. La absensul girator. Și era, bă, noaptea când opresc acolo, mă pupă scaun, ce? Când văd, oprește un sele din ăla, o balenă din aia mare, și când se dă jos, cine se dă? Maestatea sa, frate. Eu așa am zis că trebuie să vorbești cu ei, maestatea sa. Se dă jos, o, bună seara, domnul Prunea, zic, bună seara. Poți stau și eu cu dumneavoastră, cu șoferul, să bem o cafea? Vă rog. Și din vorbă zice, domne, ce bine că m-am întâlnit cu dumneavoastră. Dar de ce, domne? Păi, domne, avem congresul romilor peste 2 luni. Am vrea să vă chemăm și pe dumneavoastră, pe Ilie Dumitrescu și pe Rădu și pe Nearică, să vă dăm exemple ale comunității. V-am pregătit și cât un inel cu inițialele, cât un inel. Și zic că, domne, dar eu nu sunt. Ce nu ești, domne? Păi nu sunt, nu știam cum să-i zic, că nu sunt. Ești de lor, da. Zic, nu sunt. Du-te, domne, că e 100%, stai liniștit. Bă, dar ce jucărit era că nu sunt. Da, te-ai dus? Nu m-am dus, păi dacă păcăleam omul. Îi luam pentru un inel, un inel, da. Puteai să fii orice. Da, cu, da, cu maestatea sa. Puteai să fii și japonez, vorba lui Bord. Deci a jucat atacant prima oară. Prima dată atacant, da, și a venit antrenorul și ne-a pus pe toți într-o linie așa. Și pe mine m-a luat, tu treci în poartă. Eu nu mă duc în poartă. Păi tu treci în poartă, cum o spun eu, nu mă duc, domne.
și nu m-a dus la antrenament 3 zile. Tata, bă, dar ce s-a întâmplat? Păi m-a pus în poartă, eu eram atacant, cum îți plac ție, ăștia, cu lovele, cu, da. Trebuia să vorbesc eu cu antrenorul dumneavoastră. Da. George Pușcaș. Da. Cine? Ați avut Pușcaș. Noroc, domnul meu. Pe mine nici în poartă nu m-a primit. El comenta meciul. Totuși, nu știu dacă oamenii știu că au crescut împreună el și Stelea, de la 9 ani. Eu cu Steliga, da. Mâncau împreună acasă la antrenor. El, au crescut, au fost prieteni foarte buni și s-au și urât la anumite meciuri când eram în rezervă. Băi, stătea la pe bancă, pufăia el. Stăteam eu pe bancă, nu convenea mie. Din momentele alea când era rivalitatea Steaua-Dinamo și noi ne uram între noi să riștigă dinamoviștii, dar voi erați prieteni, de fapt, și vă vorbeați între voi, n-aveți nicio treabă. Rivalitatea era în teren. Înainte de 89, zic. Era și în afară înainte de 89. De exemplu, spun Anghelache, Constantin Anghelache era președinte la noi. Nu, a fost, știți voi, în fine. Da, da, da. El venea tot timpul cu afișul lui Steaua pe față și uite și avea țigara în mână dimineața, înainte de ce facea. Uite așa vreau să vă văd și pac, îi lua așa căpățâne la fiecare. Pam, 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 pam. Bă, Neacostică, lasă-i, domnule, poate. Una mai puțin plăcută, care face parte din viață. Fratele lui mama în 88, eu eram la Dinamo. După celebra finală, că dacă auziți, când a ieșit Steaua de pe teren la finala cupei, da, da. Când s-a dus, noi am dus să luăm cupa și nu ne-o dădea nimeni. Le-a făcut tovalii semn de sus, alo? Nu de nimeni cu pala, cu morarul. Au și câștigat. Și am plecat cu ea. Stai să vezi, am plecat cu ea la vestiare. La 2 dimineața, la parcul Trandafirul, dacă știți unde era Cârciuma, vis-a-vis de Dorobanți. Miliția. Dimineața. Unde-i cupa? Moșu Varga, minerul, luați cupa. Le dă cupa. Dar am mai făcut ceva cu cupa. Ceva. După 2 ani, eu iau cupa, tot aia cu Craiova. Băi, și când îl văd pe Nașem, eu luam Nașem, o pupa Nașem, am luat cupa. Băi, dacă nu pupa Nașem, îi dorupea, zic, băi, Nașem, nu mai pupa atâta, lasă-mă în pace, frate. Și după aia am zis cu cupa. E, și în dimineața finalei, aveam 18 ani, m-a chemat Neamircea Lucescu, era cu ministrul de interne, cu Postelnicu și cu generalul, cu Vlad, și îmi spune, băi, Puștule, fratele lui mama ta, grud de gradul întâi, a plecat în străinătate, tu nu poți să mai ieși din România pentru că nu poți. Trebuie să pleci la Ucluj. Și zic, domnule, eu nu plec la Ucluj. Eu sunt bucureștean, născut în București, ce fac eu la Cluj acolo singur? Și am plecat la Ucluj și n-am avut ce să fac. Mi-au luat și gradul, că pe noi ne făcuse la 17 ani jumate milițien, pe mine, pe Răducioi și pe Lupescu, să nu ne ia Steaua în armată, ca și erau vremurile. Da, da, da. Mi-a luat și gradul, mi-a luat tot și m-a dus la Cluj. Și 2 ani de zile n-am ieșit din țară. Eram și portar titular al echipei naționale de tineret și am stat la Cluj 2 ani de zile, dar am avut bulan până la urmă, acolo viață frumoasă, frate. Clujul e, da. Mai am făcut și familie, am luat și o nevastă. M-au mințit, mă bagă la facultate, mi-a zis să dau hârtia la examen, am dat-o goală și după aia nu au putut să schimbe hârtiile că a fost controlat de la București. Da, da, mă băgase la drept, îți dai seama. Eu la facultate m-am dus acolo la drept și când m-am uitat pe subiectele, zic, băi frate, 7x3, 93, ce faci, ce-i cu asta? Umilițial la drept. Bă, îți dai seama, la drept, m-au băgat, frate, examen, să mă bage la drept și nu au putut să schimbe foile, că nu s-a putut, da. Hai să închidem cu un gând. De ce? Cum s-a întâmplat de n-ai ajuns la Olympic Marseille în 94? 94 păi era, din cauza de ce a zis domnișoara. Ce s-a întâmplat? Păi înainte de meciul cu Suedia aveam Olympic Marseille, aveam Eindhoven și aveam PSV. Și cum i-a luat Anderson din mâini, n-a mai sunat telefonul deloc a doua zi. Dar nu s-a sunat nicio echipă din Suedia de club? M-a sunat de vreo două ori televiziune și am intrat în direct acolo. Da? Păi acum când a fost meciul nostru de adio al generației, da. Fiecare am avut dreptul la 2 invitați. Da. Și eu am zis, Ianzul Popescu, băi, eu îl chem pe Kenneth Anderson și pe Bodin, ăla care a ratat penalti la Cardiff. Da. Paul a venit. Dar zice Popescu, bă, mai gândește la Anderson, frate, că dacă nu vă jură ăștia pe amândoi, și pe tine și pe ăla, vă jură pe amândoi de voia dracu. Florin Prunea a fost unul dintre cei mai naturali și mai dezghețați invitați. Mulțumesc și eu! Aviz amatorilor care își doresc o carieră în storytelling, în stand-up comedy. Hai, păcați-vă! Pupă-l capelă că tu păcați! Vezi la național! Există un domn care a avut altă meserie și care este mult mai, liniștit, echilibrat când vă execută pe domeniul dumneavoastră. Acestea zi înfise, noapte bună, să fie bine, să fim iubiți. Tu cel mai mult. Vă pupăm, mulțumim. Poftiți acasă. Nathan Ticu, mulțumim că ne faci să arătăm atât, bine. Gata, Nathan Ticu, Nathan, du-te acasă, lasă-i, gata.